Salutare tuturor! În articolul de astăzi vă voi prezenta una din metodele artizanale de preparare a ciodului pentru acvariul de apă dulce. După cum știm, carbonul este un pilon important pentru dezvoltarea plantelor. Au nevoie de el pentru a crește și supraviețui. Plantele extrag dioxid de carbon, CO2, dizolvat în apă, s-au aflat sub formă instabilă de acid carbonic și prin procesul de fotosinteză eliberează oxigen, carbonul fiind transformat în biomasă. Aceasta fiind o alternativă artizanală care poate fi folosită pentru o perioadă de tranziție. Cu această instalație se aduce un surplus de CO2 foarte necesar plantelor de acvariu. Rețeta pe care am folosit-o este pentru o sticlă de 2,5 litri de Pepsi, Fanta sau Cola. Se recomandă acest tip de sticle deoarece rezistă la presiuni ridicate de 8-10 bari. Aceasta este rețeta. 1100 ml de apă de la robinet, 500 de grame zahăr, 2 plicuri de gelatină, a câte 10 grame fiecare, un plic de drojdie uscată, un plic de bicarbonat de sodiu. Accesorii pentru bomba de CO2. Vom avea nevoie de o sticlă de 2 litri sau 2,5 litri, așa cum am mai spus. Avem nevoie de furtun siliconic care este rezistent la CO2, asemănător celui folosit la pompa de aer. De 2-3 metri depinde unde doriți să poziționați sticla. Avem nevoie de un numărător de bule. În cazul meu nu este necesar deoarece difuzorul se poate folosi și ca numărător de bule. Difuzor de CO2. Acesta trebuie amplasat cât mai jos în acvariu pentru a mări cât mai mult suprafața de contact a gazului cu apa. Puteți folosi orice tip de difuzor, de plastic, de sticlă sau reactor în linie care se montează pe furtunul de la filtrul extern, dar în acest caz veți avea nevoie de un numărător de bule. Supapă de sens unic sau valvă anticături. Aceasta are rolul de a nu permite întoarcerea lichidului în locul de unde a plecat. Are drept marcaj o săgeată cu sensul de circulație al lichidului. Următoarea operațiune este găurirea dopului. Pentru asta voi folosi un spiral de 5 mm. Gaura trebuie să aibă un diametru mai mic decât diametrul furtunului. Furtunul meu are la exterior 6 mm. Se curăță capacul de resturile de material plastic. Se introduce furtunul în gaura dopului. Lungimea furtunului în interiorul sticlei nu trebuie să fie mai mare de 10 cm. Se siliconează la exterior și interior, se curăță de excesul de silicon, se lasă la uscat 24 de ore. Următorul pas este prepararea compoziției de apă, zahăr și gelatină. Am fiert apa la 60 de grade Celsius. Am măsurat 900 de ml de apă într-o cană gradată. Într-un castron de plastic am cântărit cantitatea de 500 de grame de zahăr. Peste zahăr am adăugat 10 grame de bicarbonat de sodiu sau puteți adăuga o linguriță de bicarbonat. Acesta crește pH-ul inițial ca să aibă de unde scade în urma fermentației. Aceasta datorită faptului că aciditatea prea mare omoară drojdia prea repede. Ideal ar fi dacă ați folosit drojdie de bere, întrucât aceasta nu are probleme cu alcoolul. Într-o 100 de ml de apă caldă la 30 de grade Celsius am adăugat gelatina. Am lăsat-o la hidratat conform instrucțiunilor după pachet, 2 minute aproximativ. După hidratare am amestecat gelatina cu siropul de zahăr, am pus-o în sticlă, după care am pus-o la frigider pentru 12 ore. După cele 12 ore, gelatina s-a închegat. Urmează să pun la hidratat cele 7 grame, adică un pachet de drojdie, pentru câteva minute în apă caldă la 30 de grade Celsius. Am amestecat de câteva ori pentru a ajuta la dizolvarea drojdiei. Am conectat valva Unisense.
Am băgat apă în difuzorul de CO2 până la jumătatea camerei în care are loc decantarea și dizolvarea CO2-ului. După hidratare, adaug drojdia în sticla cu gelatină. Trebuie să așteptăm 1-2 ore până începe reacția de fermentare și producerea gazului. La această instalație, vă recomand să nu folosiți robinet. Atenție, pericol de explozie în cazul în care veți folosi robinet și doriți să închideți gazul pe perioada nopții. Datorită faptului că se acumulează foarte mult gaz în sticlă, aceasta poate exploda. Nu explodează sticla, ci va sări dopul sau va fi împins către exterior furtunul nostru de CO2. Circuitul este sticla de 2,5 litri, valvă unisens, numărător de bule, difuzor cu membrană din ceramică. Este posibil ca la o perioadă de o lună jumate, dacă folosești difuzor cu membrană din ceramică, apare un puf alb pe partea de contact a membranei cu apa din acvariu, care va împiedica bulele de CO2 să iasă. Gazul, CO2-ul, se filtrează la trecerea prin apă din numărătorul de bule. Dacă veți folosi un difuzor ca al meu sau similar, nu-l fierbeți, este din plastic. Numai pe cele din sticlă le puteți fierbe. Pentru a curăța membrana de puful depus, difuzorul se poate ține într-un vas cu apă fierbinte pentru câteva minute. Atenție cum manipulați difuzorul după. Fiind fierbinte, se poate sparge ușor. Este indicat să lăsați în vas până când apa ajunge la 20-25 de grade. Dacă respectați rețeta, nu o să aveți surprize. Spuma nu o să plece din sticlă, rămânând destul spațiu liber. Când aveți probleme cu excesul de spumă din sticlă, turnați 2-3 picături de ulei comestibil în PET. Reacția se va pondera, spuma este sub control. Sper că acest articol să vă fie de ajutor. Nu ezitați să-mi dați un like, dacă nu ești abonat o poți face apăsând butonul subscribe. Nu uitați de butonul de notificări. Vă mulțumesc pentru vizionare, ape cât mai limpezi, pe data viitoare.